stai puțin că nu ți-am făcut prezentarea ca lumea, deci Alexandru Golea, da? Da, da. Zi-mi despre tine, tu acum ești în CSM, în echipa de handbal a CSM Focșani 2007. Da, de senior, da, da, da. De da. Senior. Ce diriginte, dirigintă ai avut aici la școală? Domnul Țibrea Laurențiu a fost de matematică. Am înțeles, da. Deci ai băgat matematică, nu? Da, chiar mi-a plăcut, am fost și la olimpiadă. Da? Da, mi-a plăcut. El m-a îndrumat așa, mie chiar sincer mi-a plăcut matematica și voiam și la liceu, dar am fost pe filologie. Așa te-ai dus la Unirea, te-ai dus pe filologie? Da, așa a fost. Îți trebuie forță ca să arunci mingea aia mică? Da, și asta, dar în handball ne trebuie foarte multă forță și pentru apărare, sunt contacte fizice. Poate unii sunt mai bine pe masă musculară și trebuie să suplinim chestia asta. Noi avem nevoie foarte mult de picioare astăzi. Deci am o întrebare, dar nu știu dacă e întrebare, că e un semn de întrebare aici. Are o prietenă iubită, dar nu știu dacă e întrebare sau e o afirmație. Am o prietenă, da? Este la București, da. Păi, publicul cred că este cel mai important pentru sportivi, în general, nu doar pentru handball. Ei ne ghidează, ei ne ajută când suntem într-un moment mai greu și avem norocul de o susținere foarte mare și importantă la Focșani aici. Mereu avem sala plină la meciuri. Bine, eu sunt de părere că ar trebui să fie și din pepiniera proprie, adică să fie și jucător român, că până la urmă este Liga Națională a României. Dar nu sunt contra jucătorilor străini, deoarece, cum v-am zis, ei ne aduc rezultate în unele momente, adică și vin și cu altă mentalitate, clar, mă gândesc, da, un alt mod de a vedea lucrurile și până la urmă asta poate să ajute și să îmbogățească o echipă. Și adaugă valoare și ligii. Am făcut și fotbal o lună, am fost portar și mi-a plăcut, dar tot eram atras de handbal, adică... Cum vezi generația ta? Adică noi, părinții, avem impresia că stați foarte mult pe telefoane pe rețele. Tu cum îi vezi ca sportiv pe cei din jurul tău? Da, și eu văd chestia asta și nu pot spune că sunt foarte fericit de chestia asta. Eu mă bucur că nu prea am timp să stau pe telefon, pe calculator și cât am fost mic, nu am fost obișnuit să stau pe calculator. Eu ieșeam ori să mă joc fotbal în curtea școlii, ori să ies cu prietenii, tot la fel. La joacă. Ne-am plimbat și cu Camila, adică a fost super mișto. Am vizitat și un muzeu de acolo, de istorie. Chiar o experiență super mișto și probabil dacă nu făceam handball, nu puteam să beneficiez de aceste experiențe. Unde ai mai ajuns în afară de... Adică ai ajuns prin alte țări cu... Da, am fost și în Ungaria, și în Slovacia... Eu am luat permisul ca o necesitate pentru că mă deplasez foarte mult. Îmi și place să conduc, asta am învățat de la tata, da. Tata nu este adeptul vitezei, el m-a învățat și dinainte cum să conduc și să fiu responsabil la volan până la urmă. Adică asta e... Nu prea mănânc fast food, dulcele de obicei, o prăjitură, ceva. Făcute de mama sau... Da. Sau din oraș, dar da, de mama prima dată. Bună, Alex, ce faci? Bună ziua, bine. Îți plac întârziații? Deci nu pot, nu am... Eu sunt convinsă că tu ca sportiv ești punctual. Da, m-am obișnuit așa de când eram mic, punctual. De când ești sportiv? Nu handbalist, fii atent, te întreb de când ești sportiv. Sportiv cam de la 7 ani. Da? Cu ce sport ai început? Sincer, nu mai țin minte, dar am încercat oricum mai multe sporturi. Am făcut dans, înot... Cunosc, am și eu un băiat și fac cu el la fel. Acum nu știu, părinții tăi te duceau sau voiai tu să încerci, să vezi care ți se potrivește? Eram foarte energic și probabil și ei mă duceau ca să mai scap din energie și să stea și ei liniștiți. Dar îmi plăcea sportul de mic. Deci ai fost în fire sportivă, da, de când te știi. Da. Și la handbal cum te-ai oprit? Stai puțin că nu ți-am făcut prezentarea ca lumea, deci Alexandru Golea, da? Da. Zi-mi despre tine, tu acum ești în CSM, în echipa de handbal a CSM Focșani 2007. Da, de senior, da. De seniori. Ai terminat cu juniorii de tot? Mai am încă un an, încerc să mai merg la meciuri când pot, dar se suprapun cu meciurile de seniori și
Încerc să merg cât pot să mă mai bucur de juniorat, mai am încă un an, da. Dar cum, alegi tu sau pur și simplu ești convocat, sau cum se spune, la echipa mare și atunci te duci la echipa mare? De obicei, antrenorul îmi spune dacă pot să mă duc la juniori. Prioritare sunt seniori acum. Am înțeles. Da. Bun, zi-mi așa, zi-mi un pic despre tine, când te-ai născut, unde școli, familia ta, ce sunt. Gole Alexandru, sunt din Focșani, sunt născut pe 1 ianuarie. Asta vreau să știu, la mulți ani, chiar dacă 20 și cât de zile, 30 de zile mai târziu. Așa. Mulțumesc, mulțumesc. Ai împlinit 19 ani, nu? Da, da, da. Am fost, sunt student acum, am terminat anul trecut liceul, am fost dat mai devreme, cu un an de zile. Am terminat la Colegiul Național Unirea. Și acum sunt student, la Focșani, la Facultatea de Administrație și Afaceri, filiala de la București, de la Universitatea din București, și la Facultatea de Sport din Craiova. Sunt la două. Și cum le faci? Adică la Craiova cum faci? Adică faci naveta? Da, mai merg din când în când, mai dau examene și... Să ai în considerare că tu de fapt faci... Da. Știu, profesorii de acolo mă știu că sunt sportiv de performanță și de aia mă accept așa. Și particip la cursuri online sau nu știu? Da, mai sunt cursuri online și da, încerc să fiu la zi cu cursurile cât pot. Eu am aici, ți-am spus de la început, de la domnul Petrică Butuc, colegul meu. Țin bine asta? Da. Care e... ca un fel de tată al sportivilor, ca să zic așa, el se atașează foarte mult de câte un sportiv pe care îl vede ca având un viitor în sport. Și să știi că nu am văzut să se înșele. Și despre tine scrie destul de mult, știu, și destul de des. Știu. Asta înseamnă că îți prevede un viitor strălucit. Zi-mi un pic, mama ta, tatăl tău, cu ce se ocupă? Ce... Mama este asistent medical la ambulanță și tata este cadru militar activ la unitate militară din Focșani. Am și o soră, soră mai mare, are 25 de ani, este medic rezident acum la Spitalul Militar din București. Cardiologie, am înțeles. Da, cardiologie, da. Mi-a trecut aici domnul Butuc. Da, da, da. Așa? Păi și asta, referindu-ne la tatăl tău, ai avut o creștere de asta așa mai... militărească, să spun, nu. A fost mai strict? Nu, sau... chiar deloc, chiar nu? Nu. Ne-a oferit libertatea de care am avut nevoie și eu și sora mea, adică n-am fost privați de unele chestii, chiar a fost super ok. Da? Da. Am văzut pe pagina ta de Facebook, ai foarte multe poze cu familia, vă duceți în multe locuri, da, sunteți apropiați. Chiar am încercat să ținem legătura foarte mult și eu cu sora mea, mai ales că e și o distanță, eu sunt plecat foarte mult din timpul meu, dar când sunt liber, chiar îmi petrec mult timp cu familia. Da, e un lucru bun ăsta, zic eu. Da. De când te-ai apucat să faci handbal serios? Cam tot de la 7 ani a fost, dar din clasa 5-a, cam de la 12-13 ani, am fost chitit să continui cu handbalul. Dar în ce echipă ai fost prima dată? Tot la Focșani am fost. Da, dar ai fost la LPS, că eu am găsit o știre, am căutat pe site-ul nostru cea mai veche știre în care apari tu, erai copil, și o știre din 2015, ceva echipa LPS mi-apare acolo, dar acum nu mai probabil știu. Se numea LPS sau CSS, nu mai țin minte exact, nu era CSM Focșani atunci, eram prea mici, de-abia se înființase cu juniorii și eram cam prima echipă de handbal. Dar era și LPS-ul, dar și noi CSS-ul. No. Dar tu ai fost la școala Duil Zanfirescu aici, da, nu? La școala 10. Da, și mergeai totuși la echipă și făceai handbal serios. Da, 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 făceam handbal și la liceu. Erau competiții între liceu, la școală. La școală, nu? Da, 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 între școli și chiar era frumos. Ce dirigintă ai avut aici la școală? Domnul Țibrea Laureci a fost de matematică. Am înțeles. Deci ai băgat matematică, nu? Da, chiar mi-a plăcut. Am fost și la olimpiadă. Da? Da, mi-a plăcut. El m-a îndrumat așa, chiar sincer mi-a plăcut matematica și voiam și la liceu, dar am fost pe filologie. Așa te-ai dus la Unirea, te-ai dus pe filologie. Da, 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 așa a fost să fii și mă bucur că a fost așa, până la urmă. Ți-a plăcut acolo, la Unirea?
Da. Ai avut o viață de liceu frumoasă? Sincer, nu am putut să mă bucur cât ar fi trebuit, că a fost și pandemia. Și a fost online foarte mult timp și eram și a noua, la început de a 10-a, exact când eram la intrare în liceu și nu m-am putut bucura cu colegii mei să avem o relație mult mai strânsă de prietenie, chiar dacă ne-am legat câțiva, dar n-am fost chiar așa de... Bine, bănuiesc că tu ai și fost plecat, nu? Prin da, turnee, plecam foarte mult. Da. Și am fost o perioadă și la Bacău. Aha. Am jucat la Bacău Legitimat, dar făceam liceu la Focșani. Dar, da, nu... Ai găsit înțelegere la profesori? Da, clar, da? Clar, da. Și directorul de la Colegiul Național Unirea, domnul Nană, și vreau să-i mulțumesc, chiar mi-a oferit libertate și m-a înțeles cu sportul și m-a apreciat. Și acum de ce te-ai dus pe partea asta de economic? Adică ai în vedere o carieră pe zona asta? Da, pentru că handbalul se va termina la un moment dat și destul de prematur. Dar ești tânăr, totuși foarte tânăr. Da. Zic, la 35 probabil de ani, că se va termina destul de prematur față de o meserie normală și trebuie să mă gândesc pe viitor. Și aș avea în plan să-mi deschid o afacere, de ce nu... Vreau să mă interesez să acumulez cât mai multe informații pe acest domeniu. Ai timp să te duci la cursuri sau tot așa? Da, am noroc că mai sunt dimineața. Eu de obicei ori am sală de forță și mă duc la cursuri și după la sala de forță. Adică pot. Mai am și cursuri online. Chiar este sala ok. Sala de forță, asta intră în antrenamentul vostru de la handbal. Da, da, da. Și e o sală de forță a echipei? Sau vă duceți voi... Da, poate să se ducă și lumea normal, adică, dar avem un contract cu o sală de forță din Focșani și mergem, când avem antrenament, mergem cu toți acolo. Și asta la ce vă trebuie? Eu sunt total pe din afară, lămurește-mă puțin care-i treaba cu sala de forță. Trebuie să ne menținem în formă fizică, psihică și tot, și normal că ne trebuie și... Deci eu când aud de sală de forță văd de aia cu gantere, cu nu știu, gen care au Bine, mușchii nu... foarte mari. Noi ne menținem forma fizică, mai mult nu neapărat să creștem în masă musculară sau chestii de genul, cum sunt profesioniștii care, culturismul de exemplu, sau... Nu, noi mergem pentru a ne menține în formă fizică și pentru... Ne menține. Dar handbaliștii, din câte văd eu în pozele domnului Butuc, sunt așa mari, nu știu, sunt, adică e o condiție, trebuie să mare, cințele primare, și înalt și bine făcut așa, da, nu? Da, ne trebuie, pentru că... Îți trebuie forță ca să arunci mingea aia mică? Da, și asta, dar în handbal ne trebuie foarte multă forță și pentru apărare, sunt contacte fizice, poate unii sunt mai bine pe masă musculară și trebuie să suplinim chestia asta. Noi avem nevoie foarte mult de picioare. Astea. Am văzut că săriți foarte mult. Da. Păi asta ne trebuie, sărituri și să fim rapizi. Te-ai rănit vreodată serios în urma unui meci? N-am avut accidentări grave, din fericire, dar da, normal, fiecare iese cam șifonat, dacă pot spune așa, după un meci. Foarte tare. Da, am avut. Sunt întorse, sunt chestii de genul, fisuri. Mici. Aveți și un preparator fizic sau cum se numește, nu? Da, acolo la echipă. Preparator fizic, kineto, la el mergem când avem nevoie și ne ofer toate condițiile. Pot să spui că la echipă acum aveți tot ce vă trebuie? Adică, nu știu, începând de la baza materială, dacă vrei, până la tot ce înseamnă antrenori și așa mai departe. Clar, avem tot ce ne trebuie și de aceea am avut și rezultate și o să avem rezultate și da, este chiar, avem tot ce ne trebuie. Din ce văd la domnul Butuc, dumnealui tratează așa subiectul echipei, tot ce înseamnă meci, performanță și mai departe, și subiectul publicului. Cât de important e pentru voi publicul și cât de importantă e susținerea asta, să vină la sală, să-l simțiți acolo? Păi, publicul cred că este cel mai important pentru sportivi, în general, nu doar pentru handbal. Ei ne ghidează, ei ne ajută când suntem într-un moment mai greu și avem norocul de o susținere foarte
mare și importantă la Focșani. Aici mereu avem sala plină la meciuri. Crezi că a crescut publicul și datorită faptului că ați avut șirul ăsta de victorii și că v-ați menținut în Liga Națională, zic bine? Da. Corectează-mă că crezi. Da. Adică mă gândesc dacă ați fi fost într-o ligă inferioară, da? Ar fi fost același entuziasm, crezi, din partea focșănenilor? Adică mi se pare, acum sunt avocatul diavolului, știi? Mi se pare că publicul vine și pentru că sunt aceste victorii. Dacă n-ar fi, nu știu cât ar mai fi. Și aduce și echipe mari, nu? Da, corect și asta, dar noi am mai avut momente ca în fiecare echipă, când am decăzut, am avut o perioadă mai proastă, cu înfrângeri, cu remize, nu prea am adus victorii și publicul tot a fost acolo lângă noi, adică ne-a susținut și asta ne-a ajutat să trecem peste până la urmă, să ieșim din acel declic. Ce poate aduce victoria sau înfrângerea într-un meci, după părerea ta? Că voi sunteți aceiași și ei sunt aceiași. Da, probabil cum ne pregătim tactic înainte de joc, să știm înainte ce face fiecare jucător de al echipei adverse și probabil să fim mai lucizi la final, în momentele cheie. Acele detalii. Ce aduce luciditatea asta? De unde vine ea? Antrenamentele. Astea sunt antrenamentele. Trebuie să muncim, trebuie în situații, să fim puși în situații foarte grele la antrenamente pentru a lua deciziile bune la meci. Cam asta e. Da. Contează, nu știu, transferul ăsta de jucători să fie... Sunt mulți străini, de exemplu, la... Cum vezi tu chestia asta? Proporția dintre străini și jucătorii autohtoni? Cum ar trebui să fie? Și cum este? Clar ne ajută să avem transferuri și jucători cu experiență, pentru că noi am la Focșani sunt jucători cu experiență, și români și străini, și ne închegăm. Chiar ne ajută, mai ales pe noi tinerii, că nu-s doar eu singurul tânăr de la echipă, da. Și ne ajută din experiențele lor de joc și asta ne face să fim închegați. Dar există această opinie, mă rog, în rândul unora, care spun, domnule, e bine să ai o pepinieră de sportivi, da? Să crești oamenii locului, să spunem așa, și ei să fie cei care să acceadă la echipele de seniori. Adică fără foarte mulți jucători din afară. Da, sunt foarte mulți adepți la chestia asta, dar până la urmă dacă se aduce performanță și... Bine, eu sunt de părere că ar trebui să fie și din pepiniera proprie, adică să fie și jucător român, că până la urmă este Liga Națională a României, dar nu sunt contra jucătorilor străini, deoarece, cum v-am zis, ei ne aduc rezultate în unele momente, adică și sunt jucători chei. Și cu altă mentalitate, clar, gândesc da. Un alt mod de a vedea lucrurile și până la urmă asta poate să ajute și să îmbogățească o echipă. Și adaugă valoare și ligii. Deci am o întrebare, dar nu știu dacă e întrebare, că e un semn de întrebare aici. Are o prietenă iubită, dar nu știu dacă e întrebare sau e o afirmație. Este, da, am o prietenă, da. Este la București, da. Am înțeles. Și... te ajută să fii într-o relație de-asta pozitivă? Adică mă gândesc cât de important este psihicul când intri pe teren. Adică dacă te-ai certat cu ea la un moment dat, ai același randament? Nu mă refer doar la tine, în general, da, așa în general, să spunem. Nu, clar nu ai același randament, că te gândești probabil la acea situație, dar eu chiar sunt într-o relație fericită, chiar mă bucur de relația asta și mă ajută în momentele cheie. Psihicul stau foarte bine și probabil este și meritul ei și al familiei, clar. Da, frumos, frumos, frumos spus. Zi-mi un pic de evoluția ta, nu știu, de la... că ești chemat la loturile naționale, încep să citesc de aici. Da. Cum e cu chemările astea la loturi? De ce depind ele? De rezultate, de jocul tău în sine, acum... Eu am fost chemat la lotul național acum mai mulți ani. Au fost mai multe stagii de pregătire cu mai mulți juniori, în jur de 100 de sportivi,
Eu sunt la anul 2004-2005, la Lotul Național de Tineret. Acesta este anul meu. Și am fost mai mulți sportivi chemați de-a lungul anilor și de atunci s-a făcut o selecție mult mai strânsă și cam aceea am fost de acum un an, doi, cam aceea suntem. Suntem un lot lărgit de 30 de jucători, pot spune, și de acolo se alege. Care e visul tău în handbal? Cât de departe te vezi ajungând? Să ajung un jucător cheie, un jucător important pentru Naționala României de senior în primul rând, să-mi ajut echipa de club la care voi fi, de ce nu la Focșani sau cine știe, nu mă gândesc. Eu sper și aspir la cât mai mult, la cât mai departe, de ce nu un transfer în străinătate. Și care e cel mai tare campionat de handbal? Din Germania. Și acolo te gândești, de exemplu? Da. Sau campionatul Franței. Mi-ar plăcea. Pentru că am mai fost în Franța, am fost cu familia și mi-a plăcut și țara și obiceiurile și modul de a trăi de acolo și îmi place. În Germania încă n-am fost și de aceea. Dar vezi echipa națională a României ajungând mai sus decât e acum? Clar. Noi avem un lot național acum de tineret, o generație, se spune despre generația de aur, care noi vom fi la campionatul european în vară și sperăm cu noi ușor, ușor să aducem rezultate și la Naționala Mare și să ne ducem unde am fost acum mai mulți ani cu handbalul la nivel mondial. Handbalul nu e chiar cel mai vizibil sport, să spun așa. Care ar fi cel mai vizibil? Fotbalul, nu? Fotbalul, da. Da? Nu te-ai gândit că ai fi putut fi mai vizibil în fotbal sau n-a fost de tine? Am făcut și fotbal o lună, am fost portar și mi-a plăcut, dar tot eram atras de handbal. Adică fotbalul probabil este cel mai popularizat, să spun așa. Și de aceea probabil toată lumea știe despre fotbal și se gândește la fotbal, dar alte emoții îmi dă handbalul și nu pot să mă gândesc la altceva, la alt sport acum. Am înțeles. Bine, și tenisul acum văd că a ajuns, în vedere rezultatele pe care le-au avut unii sportivi, să spun, sau doar o sportivă, că până la urmă a fost Simona Halep, pe o pal cineva. Da, Simona Halep a fost cu rezultate remarcabile în tenisul românesc. Dar da, este mediatizat și tenisul. Îmi place, mă uit. Bănuiesc că e vorba de momentele în care avem niște sportivi care obțin rezultate remarcabile și atunci devine sportul respectiv mediatizat. Mai mediatizat, mai popular, da. Cum a fost și cu Notul, cu David Popovici și da, mai departe. Da. Până la urmă e bine că este popularizat sportul în general. Da, asta e cel mai important, pentru că fiecare ar trebui să facă sport și de mici ar trebui fiecare să înceapă un sport, să încerce. De ce nu? Uite cum am încercat eu. Dar trebuie să se și prinde, de fiul meu nu s-a prins nimic până acum. Și l-am dus la 7 sporturi, adică de-abia se ține de not acum, dar de gura mea. Cum vezi generația ta? Adică noi, părinții, avem impresia că stați foarte mult pe telefoane, pe rețele. Tu cum îi vezi ca sportiv pe cei din jurul tău? Da, și eu văd chestia asta și nu pot spune că sunt foarte fericit de chestia asta. Eu mă bucur că nu prea am timp să stau pe telefon, pe calculator, și cât am fost mic nu am fost obișnuit să stau pe calculator. Eu ieșeam ori să mă joc fotbal în curtea școlii, ori să ies cu prietenii tot la fel la joacă. Adică nu a fost chestia asta, dar... Da, nu este ok, dar poate fiecare trebuie să conștientizeze faptul că nu este ok și trebuie să facă sport. Asta e cel mai important. Vorbești despre beneficiile astea ale sportului cu prietenii tăi, cu cei din jur? Adică aș vedea o campanie, dacă vrei, de promovare cu voi, sportivii care faceți performanță, cei foarte tineri, de exemplu, astfel încât să ajungeți la copii și la liceeni, nu știu, să vă duceți prin școli, ați făcut vreodată chestia asta? Să le spuneți, uite mă, ce bine arăt, ce sănătos sunt, ce psihic am, adică contează și asta, pentru că uite, te las pe tine să spui astea, care sunt beneficiile sportului, nu neapărat de performanță,
Da. Dacă nu toată lumea poate să ajungă la nivelul tău, nu toată lumea are talentul ăsta, să spunem. Dar care sunt beneficiile sportului pe care îi le-ai spune unui copil care stă toată ziua pe jocuri video? Cred că cel mai important că te educă, în primul rând. Pe mine m-a ajutat foarte mult chestia asta, fiind plecat de mic de acasă. M-a ajutat să fiu ordonat, m-a ajutat să am un plan pentru acea zi, să fiu sănătos și cam asta e cel mai important. Te educă, sportul te educă. Și arăți bine, că până la urmă, cred că la vârsta voastră contează asta, nu știu, și la fete și la băieți, da? Și nu trebuie să te mai străduiești să îți pui filtre pe Insta sau nu știu ce, că deja ești acolo, știi? Da. Mă gândesc. Dar, într-adevăr, uite, nu m-am gândit, vedeam doar avantajele fizice, dacă vrei, și bine, și am și de chestia asta, că ești disciplinat, punctual, așa, dar, uite, acum o descoper în ceea ce spui, într-adevăr, te disciplinează și pe termen lung. Clar, da, așa te formează ca om, sportul, asta e ideea. Și asta m-a bucurat că am fost dat de mic de la sport și am fost obișnuit cu sportul de mic și ăsta a fost norocul meu, pot spune așa. Probabil dacă eram dat acum la 17-18 ani cu generația asta când s-a modernizat foarte mult, sunt telefoane, sunt foarte mult mass media, probabil nu mă țineam dacă era vorba de așa. Dar asta a fost norocul meu și chiar vreau să le mulțumesc părinților prin intermediul acesta. Socializezi, da? Înveți să respecti pe cei cu care ești în echipă, să-i asculti și pe alții, mă gândesc. Da, nu? Clar, să formezi relații închegate cu jucătorii. Noi nu stăm doar la antrenament, noi ieșim și după antrenament. Formăm o relație puternică pentru a avea succes și în teren. Uh-huh. Adică asta, nu putem să ne dăm prieteni doar în teren și în afară să nu vorbim. Clar, păi s-ar cunoaște, mă gândesc. Da, nu funcționează așa. Noi am ales să ieșim, să interacționăm, să vorbim, să ne cunoaștem unul pe celălalt în afara terenului și așa se leagă mult mai bine și în teren. Te-ai simțit acceptat ca junior așa imediat în echipa de senior sau a fost o perioadă de trecere? Nu, chiar a fost super ok, da? Am fost integrat de jucători, chiar de jucătorii mai experimentați am fost integrat, mi-au oferit sprijin, informații noi și chiar a fost super ok. Chiar este un colectiv super mișto. Ce te pasionează în afară de handbal? Sportul în general, chiar urmăresc sport, fotbal, tenis, basket, adică îmi place sportul și ieșirile. Călătoria, îmi place să călătoresc, chiar îmi place. Ai fost în Egipt, nu? Ultima oară, în Egipt. Și în afară de meciuri, ai avut timp și de altceva? Nu știu, te ai la piramide? Am fost la piramide. Serios? Da. Și mai fusese și înainte? Sau da, acum? A fost a doua oară când am fost în Egipt și a doua oară când am fost la piramide. Ne-am plimbat și cu Camila, adică a fost super mișto. Am vizitat și un muzeu de acolo, de istorie. Chiar o experiență super mișto și probabil dacă nu făceam handbal nu puteam să beneficiez de aceste experiențe. Unde ai mai ajuns în afară de... Adică ai ajuns prin alte țări cu... Da, am fost și în Ungaria, și în Slovacia, în Egipt încă o dată, v-am mai spus, am mai fost, dar nu mi-aduc Ai avut timp și în celelalte țări să vă plimbați un pic, să... Da, au fost momente când am avut un timp liber și am ieșit cu toți, adică nu puteam să ieșim. Da. Nu, dar mereu, la fiecare cantonament cu lotul național avem o zi liberă în care vizităm pe unde suntem, ce... Uite, un alt avantaj în sport. Da, clar. De aceea probabil îmi și place să călătorești și de aici am fost învățat. Dar totuși timp de rețele, TV și așa mai departe ai în afară, adică în afară de sport, zic.
Mai ai, mai, nu știu, te uiți la vreun serial, la vreun film? Când am timp liber, da, încerc să mă uit la un film, pe Netflix, la un serial. Dar de obicei, dacă am timp liber, ori îmi petrec timpul cu familia, ori cu prietenii. Încerc să ies, adică să nu stau pe telefon, încerc să petrec cât mai puțin timp. Că așa mă obișnuiesc și așa îmi place, adică decât să pierd timpul pe telefon, mai degrabă ies și socializez. Permis auto ți-ai luat? Da, da, da. Fac aproape un an acum, în martie. A, acum de-abia, mă gândeam că imediat ce ai împlinit 18 ani ai și... Fac în martie, un an de zile. A, faci un an de zile, da, în martie, da, da, de permis. Înțeles. Și da. Ai mașină șmecheră? Da, pot spune da, că am. Ce mașină ai? O Toyota, da. RAV4. Dar nu mergi cu viteză. Nu, nu, nu. Nu s-a adeptul vitezei. Te-a disciplinat sportul și în privința asta? Adică văd atât de mulți tineri care conduc cu viteză prin Focșani. Adică nu... Da. Mă sperie chestia asta. Și pe mine, dar eu am luat permisul ca o necesitate, pentru că mă deplasez foarte mult. Îmi și place să conduc, asta am învățat de la tata, da. Tata nu este adeptul vitezei, el m-a învățat și dinainte cum să conduc și... Să fiu responsabil la volan până la urmă, adică asta e toată chestia. Până la urmă, să fii responsabil la volan mi se pare că e o dovadă și de respect față de cei din jur. Față, exact, de cei din jur, față de cei pe care ai în mașina ta și față de cei care pe carosabil. Deci să-ți citesc cum te-a caracterizat domnul Petrică Butuc, da? Hai să vedem. Caracteristici ca handbalist. Talent deosebit, inteligență în joc, fantezie, forță de pătrundere, marcator, perseverență, trăsături de lider. Ți-am zis că are încredere în tine, da? Da. Dar zi-mi totuși care sunt punctele tale slabe. Că cele, ui, deja... Da, clar. Ai și puncte slabe? Clar, clar, am puncte slabe și le cunosc. Probabil înălțimea. Adică e prea mare sau prea mică? Prea mică. Ah, sunt okay. Destul de ești mic. Ești mai scund decât, decât ceilalți? Restul, da, da, da. Bine, nu decât toți, dar decât cei pe post cu mine și adversarii, uneori da. Pentru că eu sunt centru, sunt în mijlocul acțiunii. Eu comand schema, eu sunt creierul echipei, așa se spune. Și sunt scund, trebuie să mai lucrez la forță, la forța fizică, de aceea mă duc și eu la sală suplimentar pentru chestia asta. Sunt foarte multe chestii. Trebuie mult mai multă rapiditate în joc, deoarece sunt la un nivel mult mai crescut față de juniori acum și trebuie să cresc și eu, să-mi îmbunătățesc chestiile astea. Asta cu înălțimea, na. N-ai ce nu să-i mai faci. Am ce să-i fac, da. Da. Dar la restul pot să lucrez și lucrez la mine, încerc din răsputeri. Dar sari, arunci la coș ca să mai crești? Adică, nu știu, faceți și de astea? Că se spune că, de exemplu, dacă faci basket, mai crești în înălțime, nu știu ce să zic. Fac exerciții specifice, bine, și noi creștem deoarece sărim foarte mult în timpul jocului, da, când... Da, da. Aruncăm la poartă, sărim de obicei. Mă țin de bară, la sala de forță, adică încerc toate metodele să mai cresc câțiva centimetri, adică... Dar n-ai adidași speciali care să te mai... Adică... Sau, sunt niște... Nu știu unde văzusem la un moment dat, că sunt niște tenis, adidași, ce folosesc voi, mă rog, da. Care îți dau forță să sari mai sus, nu știu. Da, avem adidas specifici pentru sportul nostru ca să ne ușureze aterizarea, să nu ne doară picioarele. Echipamentul de unde vine? De la echipă sau? De la echipă, da, da, tot, tot. Totul este asigurat, da? Mai sunt probleme cu salariile? Nu, nu, e ok. Adică am auzit că va fi ok, avem o lună restantă, dar este ok. Deci cât de cât v-ați mai... revenit, că erau la un moment dat niște probleme, le mai discut eu cu domnul Butuc pe aici. Erau niște probleme, nu știu exact, nu, nici nu-mi place să vorbesc, nu îmi place să știu despre chestiile astea. Bine, tu trebuie să trești, nu? Până la urmă, da, corect. Nu? Erau niște probleme la nivelul banilor intrați, că nu intraseră, nu se... bugetul, nu se... Adică pe tine te ajută părinții, mă gândesc. Da, deocamdată, mă mai ajută părinții. Încerc să nu beneficiez de chestia asta, deoarece nu-mi place să le mai cer părinților, vreau să fiu eu. Dar locuiești cu ei? Da.
Da, te momentan, gândești da, și să mă mut. Să te muți. În da. Focșan sau în Focșan, nu vrei să-ți iei ceva? Da, 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 da. Îți plac ceasurile? Da, 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 pot spune că da. Nu sunt mare fan, dar da, îmi place să port la o ocazie specială. De obicei port un smartwatch. Cât am văzut pe Facebook, ți-am zis că m-am uitat și eu acolo să văd ce-i cu tine. La costum arăți foarte bine, așa, în costum, cu ceas, da, cu brățar. Îți place să te îmbraci elegant? Pentru că mă gândesc că îmbrăcându-te tot timpul în, nu știu, tricou, sport, de obicei sport, training, da? Da. Exact. Îți place să ai contrastul ăsta la ocazii? Să când te am ocazii foarte speciale, elegant? Da, da, clar, îmi place. Nu mai sufăr training-ul în general, adică dacă ies cu prietenii la o cafea sau în oraș, da, pot să mă îmbrac mult mai lejer, dar de obicei când am o ocazie specială, când mă duc la un restaurant sau mă duc la o ocazie specială, de obicei, da, mă îmbrac elegant, îmi place chestia asta. Profit și eu de timpul ăsta, că de obicei doar în training stau. Zim dacă ai idoli. Cred că e cam mult spus, nu? Idoli. Așa, niște handbaliști pe care îi admiri. Da, de mic am crescut cu Mikkel Hansen, Nicola Karabatic sunt unii dintre cei mai importanti jucători pe care i-am urmărit eu și de la care pot învăța și am învățat unele chestii, dar și jucătorii actuali. Acum a fost recent campionatul european de handbal, la care a participat și România, dar din păcate nu s-a calificat mai departe, și l-a câștigat Franța, adică mi-a plăcut foarte mult Franța, eram între Franța și Danemarca, aia a fost și finala, dar după joc și cum s-a disputat și așa, da, am zis că Franța merita să câștige și avea o echipă bună. Dar români sunt? Handbalici români pe care îi admir, nu știu care. Clar, sunt din Liga Națională, sunt și de la echipa mea, jucători pe care îi admir. Da. De obicei încerc să mă uit la jucători de pe postul meu. Pentru a putea fura meseria, să pot spune așa, adică să mă ajute unele chestii din joc, să urmăresc cum gândește în unele faze, ce decizii ia și da. Crezi că în handbal sunt vedete ca în fotbal și că sunt, nu știu, urmăriți de paparații, se fac tot felul de reality show-uri despre ei, Ronaldo sau care mai sunt? Sunt și în handbal, sunt total ignorant, iartă-mă. Probabil da, dar în alte țări, care cultura cu sportul e mult mai important, așa o prioritizează, pot spune. Am văzut și în Egipt chestia asta. Sportivii sunt binecuvântați, să pot spune așa, adică este o societate destul de săracă în Egipt, dar sportivii sunt privilegiați, pot spune, adică și lumea după stradă când ne vedea în echipamentul României ne spunea, oh, sport, sportiv, ce sport faceți, adică erau foarte fericiți, făceau poze cu noi, adică e altfel. În România încă nu este așa, dar sper ca pe viitor ușor, ușor să se întâmple și chestia asta la noi, pentru că se merită. Și eu sper, dar când văd cam ce ajunge în media, oricare ar fi ea, că vorbim de TV sau de online, nu prea sunt optimist, adică sunt niște influencer, nu? Sau cum s-or numi în ziua de astăzi, care numai viața sănătoasă și sportul îl promovează. Dar în sfârșit, eu sper să fie cum zici tu. Și din păcate unii copii se uită la chestia asta și le iau ca exemple și nu este ok. Zim dacă ai vicii. Nu, nu. Nu fumezi? Nu. Că mă duc într-o seară când am timp la un club cu prietenii sau petrec timp la un restaurant și beau, de obicei beau un pahar de vin. Cam asta e, nu-mi place berea, nu, în rest vicii nu. Da, ai un regim, bănuiesc, nu știu, și alimentar, nu? Da, că clar, ești am atent un plan la alimentar. Ce... Da? Da, dar și noi primim masă de la, pot spune, de la ce? De la Corso. Primim masă de la Corso, avem plan alimentar, adică este totul ok. Da, mai ai și așa momente în care trișezi? Clar, da, fiecare om are momente în care are un cheat day, pot spune așa, adică avem și noi pofte, nu, asta nu putem să facem în fiecare zi, dar odată la
două, trei săptămâni putem. Cu ce? Zi-mi cu ce? Ce-ți place? Dulcele sau ce? Da, dulcele, da? De obicei, da. Nu prea mănânc fast food. Dulcele, de obicei. O prăjitură, ceva. Făcute de mama sau... Da, da. Da? Da. Sau din oraș, dar da, de mama, prima dată. Da, mulțumesc, Alex. Eu îți doresc succes în tot ceea ce faci. Data viitoare o să-l chem pe domnul Butuc să facă podcast pe teme sportive și te rog să mă scuzi dacă întrebările mele au fost deplasate, că chiar nu m-am priceput deloc. Nu. Vă mulțumesc în primul rând că m-ați chemat, îi mulțumesc și domnului Butuc pentru că el m-a sunat prima oară și m-a întrebat. A fost sugestia dumnealui, exact. Da, dacă pot să vin, dacă aș vrea. I-am zis că da, accept orice provocare de genul, chiar dacă eu sunt o fire mai tăcută, adică nu, încă n-am avut parte de chestii de genul, să vorbesc la microfon sau... Vorbești sau... foarte bine oricum, să știi. Mulțumesc, mulțumesc. Și da, chiar vreau să-i mulțumesc că a fost alături de mine doar acum, timp de mai mulți ani, a avut încredere în mine că pot face ceva și a scris despre mine foarte mult și vreau să-i apreciez foarte mult. Îl apreciez. Mulțumesc, numai bine. Persoană. Mulțumesc și eu.